Bună tuturor, bine v-am regăsit! Nu știu unde a trecut luna august, deja suntem în septembrie și am pregătit pentru voi clipul de cumpărături lunare. Aici sunt produsele de la Kaufland. Le-am luat fetelor niște gustărele, eu o brânză ațoasă, așa, care se rupe în fâșiuțe, să mai reducem cât de cât dulciurile și să mai mănânce și chestii de acest gen la gustare. Nu știu cât voi reuși, dar mă străduiesc. Baterii, aveam nevoie de acestea 3 de a Panasonic și Varta. Avea o promoție în Kaufland la pateul de pește Rio, care știți cât de mult ne place tuturor, chiar și celor mici. Am luat 3 sortimente, toate cu ton simplu, cu 3 tipuri de piper și cu chili. Cel cu somon nu era la ofertă și nu l-am luat. Am văzut asta și mi s-a părut interesant. Mi s-a făcut poftă așa când am văzut. E carne de curcan și porc în aspic. M-am gândit că pentru sandvișuri la serviciu, la o perioadă luam de la Angst, cred că se numea, era ceva de vită, o căriță de vită în aspic și era bunicică. Nu mi-amintesc să fi văzut până acum așa marcă proprie. Bombonele de-astea, Sprinkles, cred că fetele se vor bucura tare mult, că ele de câte ori mergem pe undeva și cumpărăm înghețată sau brioșe, trebuie să fie cu Sprinkles pe deasupra, bombonele colorate. După cum știți, eu am mă feresc cât pot de coloranți, pentru că mi se par, cred că sunt niște aditivi periculoși coloranții, dar acestea sunt colorate cu sucuri de-astea naturale, de sfeclă roșie, cu curcumină și nu mai știu ce pe aici. Niște bubițe de ciocolată, bucățele de ciocolată pentru prăjituri. Am tot auzit vorbindu-se despre aceste mixuri pentru clătite, ci că ar fi în DM. Eu nu le-am văzut niciodată în DM-ul de la noi din Focșani. Le-am găsit acum în Kaufland. Aceasta e varianta cu lapte bătut și aceasta cu afine. Duminica fetelor le place să mănânce clătite la micul dejun, de fapt, ca să fiu sinceră, cred că în orice zi le-ar plăcea să mănânce clătite la micul dejun, dar duminica e singura zi în care ne și permitem să facem asta, însă sunt dăți când suntem ceva pe grabă, știți cum e, mai ai de ieșit pe undeva, duminica e zi scurtă și atunci un mix de genul ăsta ajută. Cereale fără zahăr, 2 pungi, știți voi că le combinăm cu din acelea dulci, fetele numai așa mănâncă, nu le dăm doar cereale din acelea dulci. Am luat câteva gustări, de la Star aveau reducere, cam la toate produsele de la ei, însă din păcate majoritatea produselor lor conțin monoglutamat, să vă uitați cu atenție. Am niște pufuleți buni cu brânză, sunt delicioși. Am luat odată din greșeală, că nu mi-am imaginat că pot conține monoglutamat. Ulterior am văzut că au și n-am mai cumpărat. Apoi mai au mixurile acelea, mai multe forme în punguțe, știți voi, și sunt vreo 3 mixuri, ceva cu barbecue, cu gust dulceac, cu gust sărat, foarte bune și acelea. La fel, le-am luat din greșeală neștiind, da, și apoi când am văzut că au monoglutamat, n-am mai cumpărat, așa că astea au fost singurele variante curate. Popcorn, pufuleți cu arahide și pufuleții săltăreți, pe care știți, ei tot luăm și tot lăudăm și îndrăgim în casa asta. Niște gumă de mestecat, că nu mai aveam. Eu merg pe varianta asta Orbit, nu neapărat Orbit, dar să fie Spearmint, pentru că e un pic, e mentolată, guma mi se pare esențial să fie mentolată, dar e mai dulceagă, nu din acele albastre, că sunt foarte, foarte iuți, să zic așa. Deci pachetel din acesta, așa, unul. Și o țiplă cu 3 pachetele. Fetelor, le-am luat și aceste 2 iaurturi, erau singurele pe care le-am găsit, cu Tom și Jerry. Acesta are niște biluțe așa, iar acesta niște steluțe. Lapte vegetal de migdale și orez. Tot pentru fete, preparatele astea fără nitriți. Salam uscat, au prețuri diferite și o să vi le arăt și eu așa pe bucăți. Salamul uscat
șuncă de pui și șuncă de curcan. Și tot la capitolul crocanțele, niște stixuri, tot de la Cio. Avem nevoie de o pensulă pentru blush, cea pe care am folosit-o până de curând, cred că avea săraca ani buni și am aruncat tot spălând-o, mereu folosind-o zilnic și spălând-o, în special cred că spălatul ăsta a afectat-o. Am zis că e momentul să cumpăr una nouă, am aruncat-o pe aceea. Granule pentru litieră pentru Mia, antipete pentru rufe albe am luat eu, acestea sunt nou, special pentru rufe albe, pe acestea spune de la Nufăr că pot fi și țesături albe și țesături colorate, dar mie acestea pentru rufe albe mi s-au terminat și le-am luat. Acum, dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că la noi e strictețe mare, nu, cu dulciurile. Mâncăm dulciuri, avem dulciuri în casă, fetelor le dăm dulciuri, dar am și eu niște fixuri de astea, să nu fie jeleuri, să nu fie dropsuri, să nu fie marshmallow, bezele, pentru că mi se pare că acelea reprezintă doar zahăr și atât. Însă, tocmai pentru că nu prea au ocazia să mănânce, ca să nu spun voie, fetele înnebunesc pământul că vor din acelea, adică de câteva ori pe săptămână ne cer din acelea. Nu le luăm, nu le dăm, dar ocazional, ați mai văzut la mine, mai iau eu în cumpărăturile astea lunare. Așa că am luat un pachet cu pufuleze ăștia, știu că îmi plăceau și mie tare mult când eram de vârsta lor, nu de vârsta lor, că nu erau atunci, prin adolescență, așa. E un biscuite și o bezea îmbrăcată în bombonele de astea, de asemenea am verificat colorantul, e ceva speclă, ceva, nu e nimic periculos. Deci am luat un pachet de ăsta cu 12 bucăți și un pachetel cu jeleuri de la Haribo, la fel, uitați, coacă, nu știu dacă puteți vedea, nu puteți vedea, coacăze negre, portocală, lămâie, mango, frutul pasiunii, deci sunt struguri, aceștia sunt coloranții, dacă vreți, deci e ok. Nuggets, tot pentru fete, duminica vor de ăștia, sunt de pui, dar și niște nuggets vegani. Am luat eu să încerc. Și acum, am mai cumpărat niște crutoane, să știți că au un preț foarte bun acesta și da, sunt ok crutoane, să faci în casă, așa, dar sunt 1,99 lei, deci 2 lei o cutie și sincer nu mai timpul pe care îl pierzi, așa că, da, adică tot dai pe pâine, tot dai pe condimentele astea, chiar mi se pare că au un preț foarte bun și partea drăguță e că două dintre ele sunt de post. Acestea nu sunt de post, cu verdeață și cu brânză. Iar acestea sunt de post, cu ceapă și usturoi și simple. Și am terminat cu Kaufland. Avem aici Lidl, două cutii cu lapte. Perluțe de brânză, sunt delicioase astea, îmi plac tare mult. Eu le mănânc cu miere de albine, prefer eu. Un cartof dulce, au fost doi, pe unul l-am dat mamei, că ne facem așa în zilele de post la cuptor. Ton cu ardeiași iuți, nu că n-aș avea o tonă de ton, dar da, muștar franțuzesc, ne place mult muștarul ăsta de la ei din Lidl. Am găsit această pastă, ei spun că este pastă de icre, eu credeam că e doar pastă de pește, cu carne de pește, dar nu, se pare că e pastă de icre afumate. Și într-adevăr, am văzut aici că sunt, conțin icre și, nu știu, diverse arome, mărar și nu mai știu ce. Vedem cum va fi. Cereale Neo Rings, acest Neo de la ei imită Oreo. Deci sper să le placă fetelor. Câteva gustărele că le-am găsit acum, eu le cumpăr și le țin acolo, că dacă le-aș da pe toate grămadă fetelor, ar fi foarte fericite o perioadă, să spunem așa, și foarte energice. Duplo, napolitane cu ciocolată, feliuțe de-astea cu o cremă cu lapte și miere și napolitane cu cremă de lapte și alune de pădure. Au avut iarăși promoție la smoothie-urile astea, sunt 4 sortimente la ei și de fiecare dată când au promoție le cumpăr pentru că mi-e ușor cu luatul la serviciu, adică decât să-mi bat capul cu fructul, să-l spăl, să-l pregătesc, mi-e mai comod să iau așa, dar când sunt, când nu iau un fruct. Am găsit 2 cutii cu smântână de asta dulce vegană, reduse la 2,44 lei, un preț foarte bun, expiră tocmai la anul și
Eu folosesc, chiar folosesc destul de frecvent, mai cumpăr paste de alea umplute de la ei vegane și le fac așa cu sos alb, deci au fost binevenite acestea. A, da, am stat pe gânduri atunci, dar acum sunt atât de fericită că am luat o ultima jucărie de acest gen de la raft. E set de ăsta Polly Pocket, care a fost doar 50 de lei, 49,99 parcă. Deci 50 de lei pentru atâtea piese, e varianta mare. Credeți-mă, e un preț foarte, foarte bun. Am văzut în alte magazine doar cu câteva, o bucățică, o jucărioară mică, așa, și le-am luat de fapt și eu fetelor din Pepco la un moment dat și erau câțiva zeci de lei buni, să zic așa. Acum sigur e o problemă că am doar una în condițiile în care am două fetițe, dar vedem, poate mai găsesc pe undeva, poate iau altceva așa care să fie cumva echivalent cu acesta, vedem. Și pentru că ne pregătim de școală, bine, când vedeți voi clipul deja probabil că școala va fi început. Am luat două blocuri de desen, nu știu de ce, dar blocurile astea mici de desen nu am reușit să găsesc prin Carrefour și anul trecut am avut ceva bătaie de cap cu acestea, deci am luat două și niște caiete tip 2, iar foarte frumoase, am găsit și în alte magazine, dar astea sunt foarte, foarte drăguțe. Da. Acestea. Și acum, aceste trei dulciuri, că toate sunt dulciuri, au fost gratuit oferite de Lidl în luna ce a trecut. Vă spuneam că din când în când apar niște vouchere dacă folosiți aplicația Lidl și dacă cumpărați frecvent din Lidl, după cum vedeți și după cum știți eu, astea sunt câteva acum de le-am prins în lunare, dar știți că în acelea săptămânale, cel puțin săptămânal, cumpărăturile sunt doar de la Lidl. Da, și din când în când, probabil strângându-se o sumă de bănuți acolo, îți oferă câte ceva gratis. Și a fost așa, într-o săptămână un orez din acesta cu lapte, eu am luat varianta cu vișine, într-o săptămână au fost biscuiții, aceștia sunt în mai multe sortimente, eu am ales varianta de biscuitul cu ciocolată și ciocolata în care e îmbrăcat albă, mi s-a părut așa haios, și în altă săptămână acest croissant mare, e undeva scrie maxi, nu știu ce. Fac această mențiune pentru că inițial eu am luat de la raft acest croissant și când am verificat bonul, am văzut că mi-a luat bani pe el, deși nu trebuia pentru că ziceau că e gratuit. Și apoi vorbind cu o persoană de la ei, de la Lidl, un reprezentant, mi-a explicat că eu trebuia să iau de la raft varianta mare. Deci ce credeți? Și gratuit și mare. Adică eu nici am îndrăznit să mă gândesc la asta. Acesta o să vă spun că a costat un leu, 0,99. Deci pe acesta l-am plătit și ulterior am intrat și mi-am luat de la raft varianta asta. Diferența e asta e de 85 de grame, iar acesta gratuit 110, parcă am văzut undeva, da. Mulțumesc Lidl, foarte frumos. Carrefour. Am luat o paletuță de asta pentru lasagna, spun ei. Acum nu neapărat lasagna, dar îmi place că e pătrat așa și că pot să lucrez ușor cu ea. Mai am ceva de acest gen, o paletuță, dar e super, super perforată și cam moicică așa și nu prea să faci treaba bine. Un set de 3 umerași, acestea verzi sunt pentru Sofia, v-am spus eu într-un clip anterior că le avem pe culori ca să nu mai amețim hăinuțele fetelor între ele. Două seturi pentru periuțele de dinți electrice ale fetelor. Tot pentru întors la școală, back to school, dacă vreți așa, Bic. Au avut o promoție la un moment dat la aceste bake rolls cu chili, bake rolls făină integrală, varianta cu chili am luat-o și noi. Și tot la fel erau la promoție covrigei ăștia care ne plac mult. Sunt făcuți cumva după rețeta tradițională, cu untură cumva și cu cașcaval și cu brânză și sunt foarte, foarte buni. Și avem așa, o cutie cu, doar cu cașcaval, covrigei cu cașcaval. Aceștia sunt cu brânză, adică au brânză de burduf în interior. Aceștia, dacă observați, au cașcaval pe deasupra. Aceștia sunt cu brânză de burduf și două pachete cu chimel. Foarte fericită am fost să găsesc această pastă de dinți
Trisa, care e o pastă de dinți pentru dinții sensibili. Eu chiar am fost de curând la stomatolog și am o sensibilitate fantastică în momentul ăsta, deci a fost binevenită la doar 2,59 lei. Și tot la un preț foarte bun am găsit acești papucei. De acum i-am luat pentru la anul. Pentru Sophie, că mărimea ei am găsit-o, 32 va purta ea probabil la anul, că anul ăsta poartă 31, la doar 9,99 lei de la 30, 10 lei de la 30 reduși. Un set de acuarele, o ascuțitoare. Eu le mai iau așa nouă, nu ni s-au dat listele, nici de către doamna învățătoare pentru școală, pentru Sophie care trece în clasa a doua, nici pentru Amelia care e la grădiniță în ultimul an. Nu ni s-au dat listele, dar eu am niște liste așa luate la un moment dat de pe net, știu ce ar trebui în clasa a întâi, ce ar trebui în clasa a doua și eu iau după lista aia. Ulterior, când vor veni alte sugestii de la doamne, atunci ne conformăm. Și am mai luat un stilou. Sofia în primul an de grădi și în grupa 0, de fapt, a tot folosit, nu, în grupa 0 a folosit doar pilot. În clasa 1 a folosit de astea de la Big și se ne-a împăcat bine cu ele, doar că am mai avut probleme de s-a stricat unul. Nu știu cum a reușit, i-a rupt penița, nu știu. Dar sunt ok, adică au și preț bun și pentru început, pentru copii, cred că și pentru stângaci și pentru dreptaci, pentru că dacă vreți să știți, eu am o stângace și o dreptace. Am luat pentru prima oară niște ciupercuțe de astea mici, așa vreau să le fac un pic sotate și cu sos de soia. Mi-am făcut poftă, mă uitam la Is Judy's Life, dacă o urmăriți, știți despre ce vorbesc. S-au făcut seră ei într-o zi ciupercuțe de astea, zic, wow, ia să merg și eu în Carrefour și să iau, că doar în Carrefour am amintit să fi văzut de astea, deși probabil că sunt și prin alte părți, dar nu mi-au atras atenția. Și ultimele sunt niște feliuțe vegane de la Verdino, acestea sunt, acestea e ca un parizer așa cu ardei. Iar aceasta e o mortadela cu fistic, nu aveți idee, deci mortadela asta nu știu cum o fac, dar este la gust, juri că e mortadela cu carne, da. Îmi place să folosesc la sandwich și mai fac și pizza din când în când. Iar aici le-am îngrămădit pe multe. DM, hârtie igienică umedă, aceasta așa și asta simplu. O să vă spun că asta e un pic mai scumpă, veți avea două prețuri pe ecran, aceea e puțin mai scumpă și asta un pic mai ieftină. Niște serumuri mi-am luat eu pentru față, acestea așa de la Gerocosen și acestea de la Elmi Plant cu vitamina C. Știți că am problema asta, mi-apar pete solare în fiecare vară, imediat se estompează, deci acum de exemplu s-au estompat brusc, dar ele sunt în continuare acolo și trebuie să fac ceva. Și vitamina C ajută în acest sens, produsele pe bază de vitamina C, de aceea am făcut această mențiune. Un mix de magneziu, calciu și vitamina D și vitamina C. Îmi plac mult tabletele astea de la DM, sunt foarte curate față de ce altele pe care le găsim în farmacii. Au un preț super bun. Cum sunt astea, așa se iau câte o tabletă pe zi, chiar sunt foarte mulțumită. Gusterele pentru Mia, adoră în fiecare seară să primească un pliculeț de asta, nu știu care e treaba cu el. Lapte, 4 cu lapte, 4 cu lapte și iaurt, nu știu ce conțin, dar e nebunită, niște pliculețe așa micuțe. Doar câteva picături, câteva lingurițe sunt acolo, dar abia așteaptă gustărica. Am mai luat un macchiato redus la 2,49 lei. Sarea florilor. Mi s-a părut foarte haioasă asta, am văzut-o redus, ca să iau și este sare cu flori. Albăstrele, galbenele, flori uscate. Și dacă tot am găsit așa redusă, a fost 5 lei și 19 bani. Tot la reducere, cappuccino cu lapte de ovăz, 2,99 lei, deci e vegan, e pentru zilele de post, sunt 4 aici. Și ultimul articol de la DM, pateul ăsta
fapt un fel de leber mai degrabă decât pate. De ani de zile vorbesc despre el, este foarte, foarte bun. 3,74 lei l-am găsit redus. V-am spus, are foarte multe ingrediente, nu e o pastă vegetală cum e pe bază de soia, are câteva condimente și atât. Nu e foarte amplă și nici măcar nu conține soia, cu semințe de floarea soarelui, pulpă de tomate, ceapă, fasole, extract de drojdie. E foarte gustos, nucșoare, e foarte, foarte bun. Mie îmi place și că are un pic de ulei așa deasupra și mănânc cu pâine prăjită. Iam, iam, iam. Pepco. Așa. Foarte fericit am găsit, am fost să găsesc această gentuță. Ia să văd dacă pot eu să și deschid. Mă scuzați, băia amețea, dar mi-am dat seama să o deschid înainte. Această gentuță termoizolantă este pentru mâncare, pentru alimente, da, pentru pachetel. Eu am fost oricum foarte încântată de ea, de geanta, are exact dimensiunea care îmi trebuie mie, am probat perfect pentru caserolele astea, ia să vă arăt, caserolele astea cu care v-am înnebunit la un moment dat, adică asta în care mi-au salata, asta e cumpărată din DM la un moment dat, așa, și aceasta. Da, în care îmi iau mixul pentru cappuccino. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți foarte bine despre ce vorbesc. Ei bine, acestea încap perfect aici. Doar 27 de lei. Și vă dați seama ca lumea, eu acum iau pachetelul într-o pungă de hârtie, de pungă de asta de la magazinele cu haine. Dar partea cea mai tare este că... Iar vă zăpăcesc cum... Îți oferă și această caserolă. Deci în interior are și această caserolă, gentuța. Caserolă care la rândul ei are așa. Am reușit într-o final. Două din acestea. Și acest dispozitiv cu gel pe care cred că trebuie să-l țin în congelator, nu în frigider, probabil în congelator, și apoi îți va menține alimentele reci. Sau bineînțeles nu l-mai pui și atunci folosești caserola așa. Mi se pare extraordinar. Deci numai caserolele astea cât ar costa și astea cu totul, cu geantă, cu tot 27 de lei, este incredibil. E adevărat, caserolele, vă spun, nu par etan și nu cred că sunt chiar cele mai bune pe care le puteți cumpăra. Dar, na, ca idee, chiar prețuri foarte bune. Bun, și mai avem așa, mai avem niște elastice de păr, 4 lei, pentru că cineva cred că vine și ne ia elasticele, ia, am și mânjită de pix, că da, v-am spus, ne pregătim de întoarcerea la școală. Da, cineva vine și ne ia elasticele în fiecare seară, ne fură din elasticele de păr, altfel nu mi-explic unde se duc. Și tot... pentru întoarcerea la școală, de fapt, nu prea, că scaiete mari, dar mi-au plăcut atât de mult și liniate, scaiete de matematică și liniate, vedeți, un pic, au așa plastic, deci n-au nevoie de copertă și apoi aici sunt fluturașe, aici sunt floricelele, mi s-au părut superbe și 6 lei bucata, doar 6 lei. Și le-am cumpărat, dar momentan Amelia sub nicio formă n-are nevoie de caiete așa mari, iar Sofia, că e la grădiniță, iar Sofia nici ea, pentru că încă nu a trecut la asemenea caiete, dar sunt binevenite acolo acasă să le avem. Și ultimele de la Pepco, fără nicio legătură cu sezonul în care ne aflăm, respectiv momentan încă vară, intrăm în toamnă, niște accesorii de păr pentru Crăciun. Le-am găsit la prețuri extraordinar de bune și am zis că vor fi utile cândva prin decembrie. Fetele vor fi sigur fericite să le primească și să le poarte. Cel mai scump, să spun așa, este acest set de 1,50 lei. 50 am dat pe el. Sunt două modele de clămițe. Și apoi 0,70, adică 70 de bani, a fost fiecare din acesta. Acesta e cu clămițe și elastice, iar acesta am luat două identice ca să aibă ambele fete. Fie și au așa câte un set, fie așa diferite, dar să aibă ambele. Bun. Acum mai avem așa, mega imaj, sucul ăsta de la Faner, ăsta albastru, dulceag și cu pulpă, ne place mult, îl bem zilnic și
Da, îl luăm, implicit îl și cumpărăm. Și avea o ofertă la un moment dat la pateul de ton de la Rio. Nu am avut curiozitatea să văd, veți vedea și voi acum cu mine, care e treaba cu prețurile, adică a fost mai avantajos să-l iau pe ăsta din Mega sau pe acelea din Kaufland. Sincer, cred că ăsta din Mega a fost mai avantajos, că astea sunt 9 lei și ceva, aproape 10 parcă. Iar acesta, ei când au câte o promoție de asta la Mega, e limitat, sunt numai câteva articole, dar e pe bune, adică chiar e promoția măricică și cred că ăsta a fost mai avantajos. Și la fel la promoție, au avut la un moment dat de la Rio macroul pe grill. Da, eu am luat varianta asta naturală, fără sos sau altceva. Se pare că avem, e cumva tema clipului, back to school plus periuțe de dinți și capete de periuțe de dinți. Mi-am luat eu pentru periuța mea de dinți din aceste două seturi, tot pentru periuță Philips. Eu le-am cumpărat de pe EMAG, nu sunt originale, după cum vedeți nu sunt Philips, dar merg la periuța Philips și le-am luat pentru că sunt un pic mai micuțe așa și par mai puțin agresive. Eu am o sensibilitate foarte mare la adanturii, a gingiilor, mai corect spus, și în special când folosești periuță de dinți electrică se amplifică, așa că le-am cumpărat pe acestea de pe EMAG, după cum vă spuneam. Și ultimul articol de aici, pe care vi-l arăt acum, este o periuță de dinți electrică pentru Amelia. Ea rămăsese fără, nu, ea a fost prea mică să folosească periuță de dinți electrică. La un moment dat i-am luat Oral-B, dar nu suntem foarte încântați de asta, cu toții am trecut sau trecem încet încet pe Philips. I-am luat sofiuței Philips, e foarte încântată, și acum i-am luat și Ameliei. Pe aceasta am cumpărat-o din Altex și a fost 149,94. Au avut promoție, reducere 99,96. Iar acum o să vă arăt câteva din niște hăinuțe pe care le-am cumpărat și revin să închei clipul. Cumva din aglomerația de mai devreme am omis să vă arăt 3 crocănțele, 3 gustări pe care le-am cumpărat din Profi. Mi-au sărit în ochi așa când le-am văzut, mai ales cu ceapă, usturoi și roșii pe ambalaj, da, dacă vă știți, înțelegeți de ce m-am dus țintă la ele. Aceste produse din foitaj pufos, ele arată așa ca niște sticks-uri, dar după cum le simt eu, sunt ușoare, cred că sunt doar foitaje din acelea pufoase, așa, deci nu gen sticks, cu gust de legume. Acestea sunt și de post, din ce am văzut eu, din ingrediente. Și acești covricei care conțin unt, nu sunt de post, dar arată foarte bine. Acum, ca să fiu sincer, nu prea știu care e diferența dintre ele. Aici am văzut că scrie cumin negru, semințe de in și susan, iar aici ierburi a la Provence, semințe de salvie spaniolă, susan și semințe de in. Da, sună foarte fancy așa. Am plasat o comandă pe site-ul sinsei.ro, cred că e sinsei.ro sau altfel, în fine, Sinsei, magazinul online românesc. Câteva ținute pentru școală, desigur. Pereche de jeans. Aceștia au fost 29,99, 30 de lei. Nu știu cum or fi, dar par moișori, așa, confortabil. Două fustițe. Una e așa, cu buline. Aceasta a fost 13 lei. Niște prețuri foarte bune, 12,99. Și am luat și o cămășuță. Nu cred că îi le voi da Sofiei așa împreună, parcă e prea îmbulinată. Așa, dar
Probabil o să mixez cu o variantă mai simplă, dar ca să știți, pe site-ele sunt amândouă așa expuse. E cu mânecă lungă, dar poate fi ridicată. Mânecuța se prinde în năsturelul ăsta și deci poate fi purtată și cu pe post de cămășa cu mânecă scurtă. 20 de lei, 19,99. Iar cea de-a doua fustiță e aceasta. Blomarin cu un bumbăcel, așa ceva, partea din interior și tiul. Aceasta a fost tot 20, 19,99. O singură cămașă cu mânecă scurtă. I-am luat-o pe aceasta albă, simplă, pentru sarafanul pe care l-am cumpărat din Carrefour, ați văzut în clipul trecut, 20 de lei a fost. Și ultimele două cămășuțe mi-au plăcut foarte mult, nu știu cum se vor întreține hăinuțele astea, noi n-am avut până acum, tare m-aș bucura să se comporte frumos, pentru că sunt niște modele deosebite, mi-au plăcut cel puțin pe partea asta de bluze, de cămăși și chiar arată bine. Aceasta e cu mânecă lungă, îmi place care e elastic așa aici, detaliile astea foarte frumoase, 26 de lei, 25,99, și asta din jeansul ăsta subțire așa, tot cu mânecă lungă. Tot 26 și cam același model aici în partea de sus, volănașele astea. Asta mă gândeam când se mai răcește cu niște colanți. Da. Și cu aceasta, dragii mei, după cum v-am spus, încheiem clipul de cumpărături lunare pe luna septembrie. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, vă îmbrățișez pe toți, vă doresc să aveți un început de toamnă minunat, ador toamna și de fiecare dată îmi creează o stare de bine, vă doresc să aveți sănătate și să fiți bine cu toții. Pa, pa!